Universitatea Politehnică Timișoara a fost gazda celei de-a treia întâlniri în cadrul proiectului european Entre Innovators, din care fac parte 6 universități europene, membre a Alianței EUDRES. Consolidarea și dezvoltarea cercetării și inovării sunt principalele obiective ale programului, care este finanțat de Comisia Europeană. Coordonatorul proiectului este Luis Coelho, reprezentant al Institutului Politehnic din Setúbal, Portugalia. The objective of the European Commission is to improve the research between different universities, and the European Commission are financing, the European Union are financing these European alliances of universities to work together in different areas for this specific project, the EDRES Entre Innovators project. The objective is to develop the research in our alliance, so to develop a common strategy agenda for research and innovation, and we expect it with the work developed here that in the future we will improve the research not only in each institution but as the in all alliance as one big institution. Institutul Politehnic din Setúbal, Universitatea Politehnică a Timișoara, Universitatea de Științe Aplicate din St. Polten, Universitatea din Leuven-Limburg, cea de Științe Aplicate din Vidzeme, Letonia și Universitatea din Gödel, Ungaria, fac parte din proiectul Entre Innovators, care a ajuns la jumătate. Obiectivele sunt în primul rând de a crea o strategie care să poată fi implementată în toate universitățile, în așa fel încât să creștem vizibilitatea tuturor partenerilor. Vizibilitatea, în primul rând, prin rezultatele cercetării, dar cercetarea de tip deschis. De aceea vorbim foarte mult de open science, open education, open public publication. Facem training-uri despre cum pot fi realizate astfel de materiale și cum pot fi ele valorificate de toate universitățile. Proiectul este finanțat de Comisia Europeană și gestionat de Agenția Executivă pentru Cercetare Europeană prin programul Horizon Europe în cadrul pilonului său privind excelența științifică.